Bună dimineața, român de pretutindeni! Continuăm seria de vloguri din săptămâna mare. Astăzi vreau să vizitez un prieten care face parte din fosta Iugoslavie, mai precis din Serbia. Să vedem, poate dorește să ia un interviu, unul nu foarte lungă, pentru că prietenul meu nu se simte foarte bine, sau mai bine spus, nu trece prin cea mai fericită perioadă a vieții sale. Totuși, poate are amabilitatea să îmi răspundă la câteva întrebări. A revenit gelul între timp și de la noapte vine și furia albă. Dacă prietenul meu nu va accepta invitația mea, atunci voi continua vlogul cu alte clișee surprinse prin locurile prin care mă voi deplasa astăzi. Rămâneți alături de mine pentru că nici eu nu știu ce va ieși în acest vlog. Good morning, Cosmin! Good morning, Luba! How are you doing? Cold! Ce faci? Ce fac? E aici. Stau și te aștept. Ok, acum am scos gunoaiele afară pentru că e zi de gunoaie și vin spre tine. GPS-ul mi-arată că fac 25 de minute. Nu, probleme. Ok, vrei să-ți aduc ceva? Ai nevoie de ceva? Am nevoie, dacă vii aici, nu trebuie să aduci nimic. Ok, hai că vorbim acolo când ne vedem, okay. Bine? Na, bine. See you soon. Bye, bye. Se pare că prietenul meu mă așteaptă pentru că se deplasează foarte greu. S-ar putea să merg cu el să-și facă niște cumpărături. Ne revedem la Luba. Cred că este cea mai proastă soluție să ieși la cumpărături în această perioadă, dar nu ai ce face pentru că dacă nu ai avut timp să te pregătești dinainte, ai nevoie de anumite lucruri pentru a pune pe masa de Crăciun. Am văzut pe o distanță de o milă și jumătate, cred că 4 accidente, sirene ale mașinilor care mergeau acolo unde s-au întâmplat acestea. Chiar și în fața mea există un blocaj. I-am spus prietenului meu că voi ajunge în 25 de minute, dar cred că voi face o oră. În sfârșit, parcă se deblochează traficul. Și dacă tot se întâmplă acest lucru, hai să vă mai dau un detaliu din modul în care se circulă pe terenul american. De exemplu, ai linie continuă. Numai puțin, că domnul ăsta de la GPS mereu își găsește să mă întrerupă. De exemplu, ai linie continuă. Ok. Și tu vrei să virezi la stânga, nu aici, în intersecție unde sunt eu, pentru că acum există o bandă pentru a vira doar la stânga. Dar să zicem că mergi pe un drum normal și nu ai acea delimitare între benzile de pe o parte și cealaltă. Ai linie continuă, dar undeva în stânga există o parcare sau o piață unde tu vrei să intri. Niciodată nu se respectă această linie continuă. Eu, de când am început să conduc pe tărâm american, nu am văzut vreun șofer să respecte acea linie continuă. În România știu că se dau foarte multe amenzi din acest motiv, dar aici americanii n-au nicio treabă. Dacă ei vor să intre în piața respectivă, chiar dacă este linie continuă, aceștia încalcă legislația. Cred că există și aici această regulă, dar nu se respectă. Și mai avem încă o problemă. De exemplu, dacă avem acea delimitare între benzi cu un spațiu asfaltat pe care poți să pătrunzi cu mașina, atunci dacă vrei să virezi la stânga, pur și simplu te urci pe acel spațiu și aștepți ca traficul să se degaje. Nu știu dacă este corectă și această variantă, dar fiecare se descurcă cum poate. Și totuși, n-aș putea să spun că se circulă foarte haotic în USA, numai că avem niște reguli care, din punctul meu de vedere, sunt destul de ciudate. Sau, pur și simplu, ele nu se respectă. Am ajuns la prietenul meu, vreau să-l ajut să desfacă bateria de la mașina lui și să mergem la un magazin pentru ca cei de acolo să măsoare această baterie, să putem să ne dăm seama dacă mai este bună. Nu pornește mașina și acum că vine omătul peste noi, folosește această mașină pentru că este 4x4. Sunt cu prietenul meu, Luba, am înghețat. Am înghețat amândoi, nu putem să vorbim. Am luat bateria de la mașină și acum mergem la AutoZone, un magazin care distribuie piese auto, să măsurăm bateria. Ok, până la urmă bateria era
praf și pulbere și am lăsat-o acolo la magazin, am cumpărat alta, acum am venit din nou la Liuba să instalăm noua baterie, după care să facem o probă, să vedem dacă mașina pornește. Trebuie să ne grăbim pentru că în continuare este foarte, foarte frig. L-a făcut pe Liuba cameraman. Am reușit să pun bateria pe poziție, acum am să încerc să pun bornele. Hai să vedem dacă am fost mecanici buni și dacă pornește mașina. Asta e, ticule! Meserie! Mă bucur că am reușit să-l ajut pe Liuba, are și el ceva probleme de sănătate și atunci când are nevoie omul să-i dă mână de ajutor, nu când se simte foarte bine. Acum vreau să filmez un fel de podcast, dar mai scurt, pe care o să-l postez în ziua de Crăciun sau cel puțin în ajunul Crăciunului, în jurul acestei sărbători. Aștept să vină Liuba pentru că s-a dus să-și aducă dinții. Își lucrează la dantură și cei pe care doctorul i-a făcut nu-i suportă, trebuie să-și facă alții, dar să nu intrăm în astfel de probleme. Până când vine Liuba, am vrut să fac această scurtă intervenție. Noi ne revedem mai târziu aici pe vlog, pentru că după ce voi pleca de la Liuba, trebuie să intru pe la 2-3 magazine pentru a face ultimele cumpărături. Am plecat de la Liuba, nu a apărut pe cameră, pentru că nu m-am concentrat pe acest lucru. Am fost doar să-l ajut, deoarece este un om deosebit. Mă bucur tare mult că a acceptat invitația mea și am filmat un podcast nu foarte lung, care va apărea în ziua de Crăciun. Așadar, dacă urmăriți acest vlog și doriți să accesați acest podcast în ziua de Crăciun, el va apărea. Cred eu că am dezbătut niște chestii interesante. M-am străduit să nu fiu atât de încordat, pentru că nu știu de ce am avut emoții. Omul ăsta este o enciclopedie, are foarte multe de spus, numai că se dezlănțuie destul de greu. A trecut și el prin foarte multe probleme pe care viața ți le oferă, bineînțeles multe dintre ele negative, și a ajuns într-un punct în care are destul de multe dificultăți cu sănătatea, dar sper că le rezolvă pe toate și într-un final mă voi bucura să-l reîntâlnesc pe Liuba în deplinătatea forțelor fizice, dar și cu o dispoziție minunată de a-mi relata povești pe care el le are din vremea copilăriei sau din tinerețe, când se afla pe tărâm sârbesc. Eu pe unele le-am auzit deja, am râs cu lacrimi în seriile în care participam la câteva pescuite într-o locație unde el deține o mică cabană alături de bătrânul pescar. Mașina de împrăștia sare se află undeva în dreapta mea. Sper că nu se apucă să arunce cu sare când încă nisoarea nici măcar nu a început. Stai acolo pe dreapta. Nu am chef să te văd în fața mea. Tocmai ce am spălat mașina și nu vreau să o umplu de sare. Ok, am reușit să-l depășesc. Cred că se duce să aprovizioneze, pentru că am văzut că nu împrăștie sare deocamdată. Am ajuns la ultimul magazin. Abia am găsit loc de parcare și aici este arhiplin. Un nene care este angajat al magazinului acesta zdrângăne din clopoțel, de obicei adună bani pentru tot felul de cauze. Oamenii care vin să facă aprovizionarea de aici donează câte un dolar, 2, 3, 10, fiecare după voia lui. Probabil am să-i dau și eu un dolar, 2, pentru că merită premia, deoarece stă în acest frig. Îmi va zdrângăni clopoțelul dacă îi dau ceva. Hai să vedem ce am să fac și eu cadou, un buchet de flori, pentru că mie îmi plac florile la nebunie. Hai să vedem ce preț au. 3 la 15 dolari. Sunt niște trandafiri foarte faini. Hai să vedem dacă reușesc să-i filmez.
Da, niște buchete interesante, $15. Buchetul. Cred că mai degrabă s-ar potrivi o crăciuniță. Văd prețurile. Nu știu cât costă una, probabil vreo $90. Dar arată destul de bine. Vreau să cumpăr niște cartofi, să fac peștele la tavă și o garnitură de cartofi. Cred că am să iau pe aceștia roșii. $5. Habar n-am de ce am intrat în magazin. Am de toate acasă, frigiderul mi-e plin și tot cumpăr mâncare. Am renunțat, probabil sâmbătă, înainte de Crăciun, voi mai veni să fac câteva ajustări. Acum intru în mașină. Cam acesta a fost vlogul de astăzi. Sper să nu fie unul foarte lung. Acum vreau să ajung acasă, deoarece acest frig parcă îmi dă ceva bătăi de cap. Mă doare din nou piciorul. Sper că nu s-a închis microfonul și această încheiere de vlog să fie una ok. Rămâneți pe canalul meu pentru că voi încerca să țin pasul și în fiecare zi veți beneficia de câte o postare. Așa cum am tot reamintit, vineri voi face un live, dar voi pune un anunț înainte cu câteva ore, poate chiar cu o zi. Dați un like, abonați-vă la canalul meu și până data viitoare să aveți zile minunate, săptămână mare, fericită, vă doresc și spor la toate. Numai bine!